Pentru a patra oară în ultimele două luni, președintele Consiliului Județean, Ioan Cătălin Nechifor, a inspectat șantierul de la Salcea. De această dată, nu singur, ci însoțit de Ioan Aurel Stanciu, director general la Romața. Mă bucur să văd schimbări radicale. Mi-aduc aminte cum era fosta aerogară. Vreau să vă spun că din punctul de vedere al regiei automobile pe care o conduc, noi facem toate demersurile pentru ca investițiile pentru care am optat, anume ILSU și VOR-ul, să le facem exact în timp. Asta însemnând că data pe care dumneavoastră v-ați propus-o să decoleze primul avion deja după pistă și aerogară modernizată, să fie exact așa cum ați planificat-o. Din câte știu eu, undeva în august anul care vine. Convergent din trei direcții venim cu o construcție amplă care înseamnă, și putem spune lucrul ăsta fără să fim acuzați de lipsă de modestie, cel mai bine dotat aeroport din România, tehnologie de ultimă generație, pentru că știți bine, am avut și un program amplu de achiziții de echipament de handling și în felul ăsta sunt convins că discuțiile care le avem deja inițiate cu operatori de transport aerian pot fi și concretizate cât mai scurt ca și timp posibil. Președintele Consiliului Județean Suceava s-a declarat mulțumit de modul în care sunt executate lucrările la Salcea. Mai mult, l-a felicitat și pe constructor pentru faptul că a reușit să toarne primul strat de asfalt pe suprafața pistei de decolare și aterizare și acum se lucrează la cel de-al doilea strat. Fiecare strat de asfalt are în jur de 8 cm. La final, grosimea asfaltului de pe suprafața pistei va trebui să fie de 40 de cm, spun specialiștii. În paralel, muncitorii lucrează și la modernizarea aerogării, dar și la construcția turnului de control. Vorbeam dincolo despre turnul de control pe care îl vedem în spate, partea superioară e acel sistem Vigia de care povesteam. Trebuie să mai vină modulele de sticlă, partea vitrată pentru a putea finaliza și turnul și încet, încet ducem mai departe și partea de pistă și partea de canalizare și balizaj și pregătirea ELS și turn, Vigia și sigur, partea de stație electrică. Deci, practic, toate componentele proiectului sunt derulate simultan și nu sunt în acest moment dificultăți foarte mari. Am putut recupera de altfel și timpul pierdut în astăvară pentru că, repet, iunie și iulie a fost foarte ploios, dar ne ajută bunul Dumnezeu să putem scoate la capăt. Felicitări și succes în continuare! Odată cu încheierea procesului de modernizare, Suceava ca județ va avea cel mai modern aeroport din Moldova. Mai există totuși o dilemă. Autoritățile nu știu deocamdată care sunt companiile care vor opera la Salcea. În scurt timp o să avem un simpozion pe care îl derulăm în parteneriat cu instituții autorizate și interesate, așa încât să putem defini și o componentă mai de nișă, dacă vreți. E vorba de zona de chartere pe care vrem să o atragem către Suceava, pe lângă cursele regulate, iar la curse regulate discutăm în acest moment cu toți operatorii care sunt localizați pe România și evident cu operatori care și-au anunțat în planul de dezvoltare interes pentru România. Deci în acest moment sunt vreo 6 operatori aerieni low cost pe România plus compania națională de stat Tarom. Înainte de demararea lucrărilor de modernizare, la Salcea opera o singură companie, Tarom.